MSI este un brand cunoscut în special pe piața de componente și laptopuri pentru gaming, dar aceștia au și sisteme gata construite, evident tot pentru gaming. În România, utilizatorii sunt obișnuiți să-și configureze singuri de la zero PC-urile, dar există și din cei care preferă, din varii motive, să cumpere un PC gata asamblat și testat riguros de către producători. În cazul în care cumpărați un PC pe componente, există șanse ca acesta să mai și facă unele probleme. Probabil sunteți câțiva care ați pățit și așa ceva. MSI Gaming Infinite A este un sistem gata asamblat, dedicat celor care doresc să se joace, dar nu numai. Carcasa are un design sobru, negru cu roșu, cu linii ascuțite. Șasiul este realizat din oțel, acoperit pe alocuri cu plastic. Partea frontală are un finisaj care imită aluminiul periat și integrează iluminarea RGB, iar în partea din spate găsim un mâner pentru transport. Un aspect interesant este legat de panoul lateral. În cutie mai găsim încă un panou din sticlă temperată fumurie. Așadar, aveți posibilitatea de a oferi PC-ului ce aspect doriți. Conectica din partea frontală este compusă dintr-un port USB 3, un USB 2 cu încărcare rapidă și un Type-C. În partea frontală superioară avem și o unitate optică, pentru cine mai are nevoie de așa ceva. În interior găsim o placă de bază MSI B360M Bazooka, ce are instalat pe ea un procesor i7-8700 și 8 GB RAM la 2400 de MHz. Procesorul are 6 nuclee și 12 fire de execuție, dar nu suportă overclock, motiv pentru care placa de bază este una cu chipset din seria B și nu din seria Z. Acest aspect limitează oarecum viitoarele upgrade-uri de procesor, cel puțin din perspectiva overclock-ului, la fel și cei 8 GB RAM cu care acest sistem vine din fabrică. Noi am fi preferat să aibă măcar două memorii de 8 GB în dual channel. Placa de bază ne oferă și două porturi PS2 pentru mouse și tastatură, dacă cineva mai folosește periferice cu aceste mufe în 2019. 2 USB 2 și 4 USB 3, dintre care unul este Type-C. Placa video este un GTX 1060 de 6 GB, dar există și variante cu 1070 sau 1080. Din fericire, aici n-avem parte de o placă video de referință, ea fiind un MSI OCV2, care are o răcire foarte bună și frecvențe ceva mai ridicate decât cele standard. Soluția este una bună pentru gaming la rezoluție 1080p. Pentru stocare avem la dispoziție un SSD de 128 de GB și un hard disk de 2 TB. Pentru a spori performanțele, MSI au ales să instaleze și un SSD Intel Optane de 16 GB. Astfel nu veți simți vitezele mai slabe ale hard diskului. Acest SSD va fi practic o partiție de cache foarte mare, care va stoca pe ea datele importante accesate frecvent. Sistemul este silențios, dar coolerul care vine peste procesor nu este unul care să ne bucure prea tare, acesta fiind ușor subdimensionat. Astfel procesorul se apropie de 90 de grade Celsius în full load. Probabil că scoțând overclock-ul din scenă, n-au simțit nevoia de mai mult, dar în jocuri sistemul se descurcă bine, ca de fapt oricare altul cu GTX 1060 de 6 GB. Placa video nu este una nouă, ea are deja un review separat la noi pe canal încă de la momentul apariției. Bun, cui este dedicat acest sistem? Celor care vor un PC plug and play, fără pretenții prea mari în ceea ce privește detaliile maxime în jocuri, dar după cum spuneam, cine dorește să tărpe ultra poate merge pe o variantă a acestui sistem compact care are instalat un GTX 1080. Prețul pentru acest PC este în jur de 6.000 de lei. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați like, share și evident să vă abonați la Zona IT. A, și încă ceva, dacă vreți să ne ajutați, dați și un subscribe noului nostru canal în limba engleză, Technicalities. Acestea fiind spuse, vă mulțumim și ne revedem în curând cu un nou video.